Se tot discută despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Politicienii nu au luat încă o hotărâre definitivă în acest sens. Ce părere au unii dintre deveni și cine cred ei care avea de câștigat dacă s-ar lua această decizie, aflăm din materialul următor. Cum vedeți varianta comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale? Prost, le frică la guvernanți că nu-i alege lumea și le amestecă tot în un loc. Prost, așa se face, prost. Trebuia așa, defalcați, că să știu omul, să duce omul de la sără, nu știe nici europarlamentarul, să duce pun și el stampel acolo, să iasă un ghiveș de numă. Dar cine... Asta vor. Cine ar avea de câștigat? Cred că cel mai câștigat, dacă se face așa, o să fie aurul. Și cei mai pierzători, PNL-ul și PSD-ul. De ce credeți asta? Păi la ora asta aurii în ascensiune, pe când ăștia cad puternic de tot. Nu știu, părerea mea e că fiecare să se facă la vremea lor. Adică prima dată trebuie făcute ele europarlamentare, părerea mea. Și pe urmă, cele locale. De ce nu la un loc? Nu știu, mi se pare că va fi o harababură, că așa de obicei au singură alegere. Nu știu unde să mergi, că nu spuse din timp fișele sau listele cu... Nu. Dar cine credeți că ar avea de câștigat? Nu știu că... Cine să aibă? Deci cine hotărăște dacă să se comaseze? Cei care hotărăsc că au de câștigat. Păi nu văd cu gând bun. Pentru că sunt 4 luni diferență. Nu? Primarul ales, ce face 4 luni până... până se eliberează actualul din funcție? Dacă câștigă altcineva. E o problemă. Dar cine ar avea de câștigat de pe urma acestor comasări? Păi bineînțeles, partidele care pun banii din banii statului și ei își iau banii și își iau pentru ei. Că doar sunt 2 partide mari în România. Dumneavoastră știți care sunt alea. Credeți că ăștia care hau, au vreo șansă? N-au niciuna. Ăștia numai pune mâine pe domnul Simion, să vezi, are 16 miniștri să pună la finanțe, la armată, la Ministerul de Interne, la... N-are nimic. Mie nu mi se pare normală. Aș prefera să fie fiecare la data ei. De ce? Nu știu care-i câștigul dacă fac aceste comasări. Nu pricep. Dar de ce nu vi se pare normal? A fost stabilite dinainte, eu zic să rămână așa cum a fost. Dar cine credeți că ar avea de câștigat de pe urma acestei comasări? Cred că nu câștigă nimeni. Nicicum. Deci nu sunt apolitic, nu mă pricep, nu locuiesc aici, vin de dincolo și nu vă pot da un răspuns. Dar cine credeți că ar avea de câștigat de pe urma acestor comasări? Tot politicienii. De ce? Așa văd eu lucrurile. Că întotdeauna ei câștigă, nu oamenii de rând. Așa văd eu. Și ce anume credeți că ar avea de câștigat? Putere. Doamnă, statul știe mai bine ce are de cheltuit. Probabil că sunt cheltuieli foarte mari. Comasarea asta are și un rost. În sensul de a reduce cheltuiala bugetară. Nu plimbi toată ziua oamenii pe stradă, de la lucru, de la mai știu eu ce, că nici nu știu când pic astea. Sâmbătă, duminică, alegerile astea. Probabil asta e raționamentul. Nu cred că sunt așa multe ascunzișuri și conspirații și mai știu eu ce. Dar cine credeți că ar avea de câștigat? Nu știu, ca cum spune tot, oculta mondială. Suntem din astea, numai conspirații vedem și tot felul de din astea. Eu, asta e părerea mea, nici nu m-am, adevărul că nu m-am gândit prea mult la chestia asta. Când sunt, atunci sunt și ne ducem, câte ori fi, cum ori fi. Nu ne facem prea multe probleme. Nici nu știu, nici nu înțeleg de ce atâtea discuții și probleme. Oamenii ar trebui să-și vadă de muncă, de viața lor și de din asta. Dom'le, sunt ale când sunt? Cum vin Paștele și Crăciunul? Nu, așa vin alegerile. Nu, haideți la alegeri, dacă mergem. Dacă nu, nu mergem și gata. Dar vedeți că politicienii dezbat acum, nu știu ce să fac. Nu înțeleg de ce, pur și simplu ca să umple timpul ăla, spațiul ăla, să vadă că este un for lucrativ, ceva produc, îi preocupă ceva. Asta eu chiar nu înțeleg, eu nu văd la alte țări asemenea tamtamuri și asemenea rumoare pe tema alegerilor.